Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi eu vreau să vă invit la previziuni pentru o săptămână. Deci de când dumneavoastră vedeți acest videoclip, pentru o săptămână. Să vedem ce se întâmplă în această săptămână, cei care vă uitați la acest videoclip. O să combin bolul magic cu anumite... Eu știu cărți de tarot pentru a afla elemente mult mai importante. Câțiva dintre dumneavoastră plecați, fie din Italia, văd aici câțiva din Japonia, sau plecați, sau vă mutați, sau plecați în vacanță de acolo, deci părăsiți aceste țări. Litera K, un oraș, litera M, litera U, iarăși mai văd aici, faceți un drum de zi, deci veți pleca ziua. În această săptămână, de când dumneavoastră vedeți acest videoclip, veți avea, cum să vă spun, mai multe opțiuni pentru a, eu știu, fie pentru a pleca, fie a face ceva la care dumneavoastră v-ați gândit de foarte mult timp. Vă aflați într-un conflict cu anumite persoane, s-ar putea în această săptămână la serviciu, da? Anumite persoane, da? Aici mai văd de asemenea în ceea ce privește lunele, că aveți forța interioară necesară pentru a depăși orice obstacol. Deci dacă vă aflați într-o problemă cu anumite persoane, să știți că veți depăși. Prosperitate deci pentru familii, da? Din punct de vedere al familiilor, poate câțiva plecați din aceste țări pentru a întâlni, de fapt a vă întâlni cu familiile, a vă uni cu aceste familii. Da, veți pleca din, așa cum a spus cineva, din Italia, Japonia, văd aici, cei care așteptați un răspuns de la un spital anume, va fi un răspuns foarte bun. Fie că așteptați analize, fie că așteptați, eu știu, ceea ce dumneavoastră vreți să așteptați, să știți că veți primi acest răspuns ziua și va fi un răspuns pozitiv. Dacă este pentru o angajare rapid, deci săptămâna aceasta veți primi acest mesaj. Veți întâlni, s-ar putea, o persoană care trăiește în Italia și are o religie musulmană, ceva de genul ăsta, da? Sau dumneavoastră trăiți în Italia și întâlniți pe cineva de această religie. Cifra 3 mai văd că este importantă pentru mulți dintre voi. Poate un oraș cu litera W sau K, așa cum v-am spus. În ceea ce privește relația sentimentală, vă doriți o uniune, vă doriți câțiva dintre dumneavoastră o căsătorie sau să vă întâlniți cu o persoană anume, da? Haideți să vedem, pentru că vreau să combin mai multe cărți, vor fi previziuni pentru săptămâna în care dumneavoastră vedeți acest videoclip, puteți să-l vizualizați și peste un an de zile, energiile sunt pentru momentul în care dumneavoastră vedeți acest videoclip, căci probabil există mesaje importante. Veți avea reușite, deci ceea ce vă doriți dumneavoastră pe plan financiar, material, să știți că veți avea reușită. Cineva vrea să recunoască, fie să-și recunoască diplomele, fie să-și recunoască un copil și treceți printr-un proces.
anume veți reuși. Deci ceea ce dumneavoastră aveți, documente legale, veți reuși, vor fi în favoarea dumneavoastră. Câțiva dintre voi, în urma unui proces, veți merge la notar și vi se va recunoaște, vi se vor recunoaște anumite drepturi, o pensie alimentară, o pensie anume, o proprietate anume, veți avea reușită în ceea ce privește orice document legal al dumneavoastră, orice proces, ce aveți dumneavoastră de făcut, veți avea reușită în această săptămână. Este ceva care a întârziat, da, de mult timp, însă reușita este de partea dumneavoastră. Haideți să vedem dacă ne oferă și altă poveste. Aici o relație triangulară se va sfârși pentru unele cazuri. Deci, așa cum v-am zis, documente legale, proces, poate fi și proces de divorț, bineînțeles. Deci, dacă sunteți într-o situație triangulară aici, o persoană va divorța. În ceea ce privește, din punct de vedere profesional, veți atinge obiectivul în carieră, eu știu, o promovare, ceva extraordinar de frumos de partea dumneavoastră. O suferință se va sfârși pentru o situație anume, o problemă anume, da? Se va sfârși această suferință. Aici eu văd o persoană care este într-o situație, eu știu, triangulară, adică se află între alte două persoane. Fie că este, eu știu, sunt două persoane pentru care o relație, așa cum a fost, triangulară, sau o persoană din familia sa și persoana iubită, dumneavoastră știți mai bine, însă atenție, din urmă există cineva care urmărește persoana respectivă de asemenea, da? Stă cu ochii pe ea. Haideți să vedem. Veți reuși să, eu știu, să aveți sentimente, să împărțiți ceea ce vă doriți. Nehotărârea cuiva de a merge mai departe se va sfârși. Se va sfârși și vă veți concentra, sau se va concentra o anumită persoană. Dacă știți că sunteți dumneavoastră între aceste două persoane, vă veți concentra doar asupra unei persoane în această săptămână, să luați legătura cu această persoană, vă doriți să acționați. S-ar putea să aveți de-a face cu Capricorn, Fecioară, Taur, Gemeni, Vărsător, Balanță, o persoană brunețică, tenul alb, și o persoană, s-ar putea cu tenul mai închis la culoare brunețică, ochii negri sau căprui sau ochii verzi de asemenea. Există o persoană care s-a înfrânat, s-a opus unei situații anume, unei persoane, unei probleme, pentru că trecut s-a opus, eu știu, revenirii în trecut. I-a fost teamă că situația va reveni la fel cum a fost în trecut. Și atunci s-a îngrădit, s-a hotărât să-și construiască un zid, să se înfrâneze, să evite o situație anume sau o persoană anume, să evite o confruntare, da? Dacă vă gândiți la serviciu, așa cum v-am spus, atenție, vor exista unele discuții în contradictoriu. În ceea ce privește documente legale, foarte, foarte bine. Deci ceea ce aveți de a face, proces, divorț sau ce va fi, recunoașterea unui copil, văd aici în unele cazuri, recunoașterea unor diplome, foarte frumos vă iese, da? În această săptămână. Haideți să vedem.
ce mai putem afla? Vă doriți, așa cum v-am spus, să comunicați și veți comunica cu cineva, cineva departe, da? Poate cineva, așa cum am zis, din țările respective sau în orice caz va exista o comunicare. Comunicare prin internet, prin mesaje, prin mail-uri, o comunicare telefonică. Simțiți că situația nu se deblochează, că sunteți acolo în aceeași situație de foarte mult timp, că stagnează, că nimic nu merge așa cum v-ați dori, însă în această vară veți avea recunoașterea de care aveți nevoie. Probabil recunoașterea unui copil, recunoașterea unei relații. Dacă este vorba de o relație triangulară, aceasta va fi recunoscută, va fi făcută oficial. Cealaltă persoană va fi îndepărtată. Dacă e vorba de o relație de căsătorie, există posibilitatea și șansa unor depunerii unor acte de divorț sau în orice caz, ce acte sunt depuse sau ce documente legale aveți de făcut, ce semnături aveți de luat, ce ștampile, ceea ce dumneavoastră aveți de semnat va fi cu noroc, da? Va fi fatal pentru cealaltă persoană, însă nu pentru dumneavoastră. Și veți avea acea recunoaștere, da? Recunoașterea unei relații în foarte multe cazuri, dar e recunoașterea unor diplome, unor acte, unor proprietăți, anume ceea ce dumneavoastră aveți de făcut. O situație care parcă stagnează de foarte mult timp, da? De foarte mult timp stagnează această situație, iar această recunoaștere va fi una pozitivă pentru dumneavoastră. Răspunsul este da. Dacă v-ați gândit la o anumită întrebare, persoana respectivă va primi mesajul dumneavoastră, va putea răspunde acestui mesaj. Sau ce problemă aveți dumneavoastră va fi rezolvată în această săptămână, da? Sfatul cărților pentru voi. Sfatul cărților, prosperitate. Bogăție și succes. Dacă vă gândiți, așa cum am spus, din punct de vedere financiar, să știți că veți avea succes la serviciu sau ce aveți dumneavoastră de obținut, o primă, o majorare, veți avea succes, prosperitate pe toate planurile, abundență, mai ales financiară, da? Financiară și succes în afaceri. Dacă vă gândiți să vă deschideți o afacere sau să porniți ceva anume, veți avea succes în această săptămână. Deci ceea ce dumneavoastră vreți să faceți, puteți face fără griji, pentru că răspunsul este da. Dacă aveți o întrebare sau v-ați gândit la ceva anume, aveți răspunsul da. Haideți să vedem dacă mai putem afla alt scenariu pentru cei care se uită la acest videoclip pentru săptămâna aceasta. Veți face pace în familie, în o ceartă, într-o situație care este în întârziere de ceva timp, care stagnează. Există aici o persoană răsfățată, vă certați, s-ar putea, cu doi membri din familia dumneavoastră și în această săptămână veți cădea la pace, veți negocia, veți comunica cu aceștia sau dacă vă gândiți la serviciu, așa cum v-am spus, veți avea un conflict cu anumite persoane, două sau trei persoane. Atenție, cineva vă va supraveghea, cineva superior ierarhic va fi la curent de această ceartă dacă vă gândiți că la serviciu aveți anumite probleme și veți reuși să aplanați acest conflict, da? Cineva va lucra în spital sau dacă
există posibilitatea să aveți acest job la spital care este întârziat, îl căutați de foarte mult timp, da? Căutați de foarte mult timp acest serviciu, vă va da abundență, vă va da prosperitate. Este un pic în întârziere. Câțiva dintre dumneavoastră s-ar putea nu în această săptămână, dacă vă gândiți la acest job, pentru că mai există concurență pe acest post. Este un pic situația în întârziere, însă veți reuși până la urmă, nu văd probleme. Dacă vă gândiți din punct de vedere al sănătății, atenție un pic cu tutunul, alcoolul și, eu știu, o dependență toxică, da? O toxicitate în sânge a dumneavoastră, s-ar putea să mai aveți de a face cu berbec, săgetător și leu în această săptămână. Vă gândiți la o stabilitate pe care ați pierdut, o stabilitate financiară, materială, dar care își vă veți reveni treptat, da? Deci această stabilitate va fi reluată treptat. Cineva v-a debalansat o situație, anume o problemă a dumneavoastră, o persoană sau mai multe, și vă veți reveni treptat. Atenție la serviciu, așa cum v-am spus încă o dată, există anumite persoane geloase pe dumneavoastră, da? În foarte multe cazuri aici există aceste persoane geloase. Haideți să vedem de ce există această întârziere în ceea ce dumneavoastră vreți să faceți, să întreprindeți. De ce există această întârziere? Ce întârzie? Pentru că există altă persoană care întârzie, o persoană care vă admiră de departe, cu care nu sunteți în contact și veți comunica în această săptămână. Dacă vă gândiți la o relație de dragoste, această persoană este obsedată de dumneavoastră, sunteți în mintea sa, el sau ea este în mintea dumneavoastră, sunt aceleași gânduri. Această persoană încă nu s-a trezit la realitate, dar parcă în această săptămână va avea această intenție de a vă scrie, vă comunică de departe. Își dorește foarte mult să fie cu dumneavoastră, este nostalgică vis-a-vis de dumneavoastră, știe parcă că dumneavoastră aveți o familie și ei au o familie, da, el sau ea, cineva aici are o familie sau o familie se opune acestei relații, dar veți primi o ofertă, da? Că este o ofertă de muncă, o ofertă de pentru a vă vedea cu persoana respectivă, veți primi această ofertă. Există o situație de manipulare, conceptul acesta de manipulare, fie dumneavoastră manipulați pe cineva sau sunteți manipulați de către cineva. Atenție să nu vă lăsați influențați, să nu intrați în cercul acesta de bârfe la serviciu, pentru că nu vă aduce nimic bun. Trebuie să cădeți la pace, să fiți neutri în această săptămână și veți primi o ofertă de dragoste, o ofertă de la o persoană iubită, veți primi o ofertă de la serviciu sau la ceea ce dumneavoastră vă doriți în afaceri, un parteneriat, în orice caz veți primi, da, acest parteneriat. Cam atât am avut de spus în ceea ce privește acest videoclip. Sper să fi găsit elemente importante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă aștept cu drag la un alt videoclip. La revedere!